Drumarii au intervenit toată noaptea pentru a scoate din nămeți mașinile care nu mai puteau înainta. Același lucru s-a întâmplat și în timpul zilei. Dacă în perioada de iarnă stratul de zăpadă a măsurat cel mult 21 de centimetri, astăzi în unele zone stratul de zăpadă măsura aproape 50 de centimetri. Zeci de utilaje au intervenit în tot județul pentru a dezăpezi drumurile. La sărăriță, dar ne-am întors poliție de acolo. Nu ne mai lăsăm, ne-am întors tot blocat. Și în spate e coloană. S-a intervenit și cu șenilata pentru a aduce la ambulanță trei femei din sate precum Ursoaia, Larga Jijiei și Rădeni. Una dintre cele trei este o gravidă în vârstă de 32 de ani, care urma să aducă pe lume gemeni. Probleme mari au fost și spre drumul județean care merge către Dobrovăț. În mare parte, problemele au de fost determinate, e adevărat, de dinsorile Ambundea, întâi, dar și pe de altă parte de faptul că multe dintre mașini nu erau dotate corespunzător, respectiv cu anvelopă de iarnă. Am fost nevoiți să stăm și să pierdem timpul în loc să ne facem treaba, să scoatem mașini din șanț pentru că nu aveau anvelopele corespunzătoare. Un utilaj folosit la tractarea mașinilor a rămas blocat în zăpadă pe drumul către Popești. Se circulă greu pe mai multe drumuri județene. Cele mai mari probleme sunt în localitățile Lespezi, Movileni, Cozmești, Poduiloae, Popești și Prisăcani. Autoritățile fac apel către ieșeni pentru a își limita deplasările între localități. Facem un apel către toți locuitorii județului nostru sau cei care tranzitează județul să o facă doar dacă este imperios necesar, pentru că aceste fenomene meteorologice care astăzi practic afectează toată regiunea din Nord-Est și mai cu seamă județul nostru se vor acutiza pe parcursul nopții și în cursul zilei de mâine, unde cantitățile de precipitații sub formă de ninsoare vor fi din ce în ce mai mari. Pentru a preveni alte incidente, s-a luat decizia ca joi, 6 aprilie, toate unitățile școlare din județ să își suspende activitatea. Meteorologii spun că vremea va continua să fie nefavorabilă până la sfârșitul acestei săptămâni.